Sunt o femeie de afaceri de succes, dar n-am timp de relații. Oricum, toți bărbații sunt niște porci și toți te fac de bani. Așa că m-am hotărât să plătesc pentru sex. Nu mi se pare ceva grav. Toți plătim pentru sex, într-un fel sau altul. Seara târziu, când ajung acasă, dacă nu e nimic interesant la televizor sau dacă n-am eu ceva mai interesant de făcut, îi dau un telefon lui Pisoi. Mă rog, nu mai știu cum îl cheamă. Tot una. Pisoi. Am avut o relație urâtă acum câțiva ani. El îmi zicea Pisoi. Întinge-mă storcea de bani. Mă rog. Măgar ordinar. Porcule. Ia Pisoi. Mulțumesc. De la o vreme mi se pare că am devenit mult mai confortabil. Pisoi mi-a făcut chiar și o reducere. 5%. Dă-ți, te rog, ochelarii jos. Și? Cu ce ați dori să începem? Ca de obicei? Trăiesc din sex. Sunt gigolo. Am 22 de ani și sunt gigolo. N-a fost ușor. Am început de jos, de foarte de jos. Totul a început ca o tentativă de a cumpăra medicamente bunicii mele și m-am angajat aici la pizzerie spălător de vase. Și mă rog, m-a plăcut băieții, că știi cum e, nu vii la job doar așa ca să-ți faci treaba, mai faci o glumă cu ei, mai râzi, mai glumești. Și m-a avansat aici, pe scooterul ăsta, la livrări. E mișto, pe scooter merge bine, nu face probleme, plus că se uite și gagicele la tine, e blană. Mi-a zis într-o zi un tovarăș, Coie, tu dai cam bine pe scooterul ăla, nu vrei să-ți ia și ții mai bine cu vreo 250 de euro pe săptămână, așa dacă dai o... că îți dau eu un site. M-am uitat acolo pe site și cu câteva click-uri de vigicolo. Am avut câteva probleme cu username-ul, că nu mergea, era luat. Am vrut să bag Pisoi, că știam că prinde bine la babele astea, învățe chestii. Și bag acolo Pisoi, Pisoi tot una. Mă gândeam că prinde bine la babe, nu știu ce. După câteva întâlniri eșuate, am întâlnit o doamnă foarte interesantă. Cred că și eu însemn ceva pentru ea. Îmi zice pe username, Pisoi. Mă simțeam prost și am făcut o reducere. S-ar putea să iasă ceva frumos.